Dinu Gheorghe a revenit la conducerea clubului CSM Pitești, acolo unde a mai fost și în urmă cu câțiva ani. Oficialul grupării din Ștrand își dorește să îmbunătățească activitatea în următoarea perioadă. Suntem în faza în care ne facem analiza pe anul precedent. Avem câțiva sportivi deosebiți care pot să atace competițiile internaționale. Ei sunt prioritatea numărul 1, după care să vedem perspectiva ce urmează, tot așa în sensul de a promova în loturile naționale și a participa la competițiile internaționale oficiale. Rămâne de văzut cum vom reuși pentru anul viitor. Este un club la care am depus mult suflet. Cred că de-a lungul timpului s-a văzut că a rămas ceva. În primul rând, identitatea clubului cu acest sediu în care ne regăsim. Există posibilitatea ca în continuare, datorită municipalității care a făcut pista de atletism cu pista de încălzire, să facă un centru național de pregătire de atletism. Deci, în concluzie, avem două baze sportive de talie internațională, referindu-mă la atletism și la natație. Important e ca și noi facem ca sportivii noștri să fie competitivi la nivel național și internațional, și la not și la atletici și, bineînțeles, și la celelalte secții. Clubul piteștean are perspective frumoase și în anul care vine, ținând cont de faptul că majoritatea secțiilor au în componență sportivi talentați.